Președintele Partidului Național Liberal Baia Mare, Cristian Niculescu Țigârlaș, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că va face o sesizare prefectului județului cu privire la una dintre hotărârile Consiliului Local Baia Mare, care nu a fost luată în condiții legale. Este vorba despre decizia prin care s-a aprobat închirierea spațiului pentru noul sediu al Direcției de Venituri și pentru Serviciul de Evidență a Populației. Sunt discuții cu privire la participarea consilierilor. Vreau să vă spun că consilierii liberali și cei social-democrați s-au retras, cu excepția doamnei consilier Câmpan, care prezida ședința și care nu a vrut să se considere și a acționat extrem de corect și legal, neînțelegând să provoace o dispută și cu primarul și cu administrația prin retragerea dumneaei, raportat la calitatea de președinte a ședinței pe care o avea. Dar nu a votat la acel proiect de hotărâre. Domnul Pofănică nu a fost în momentul în care s-a votat, motiv pentru care au fost doar 10 voturi exprimate. Acesta a declarat că 10 din 21 înseamnă un quorum nelegal.